Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vecinii bulgari ne-au luat-o înainte în privința interzicerii reclamelor la jocurile de noroc. Începând de vineri, în Bulgaria nu mai există publicitate în niciuna dintre medii, adică inclusiv online. Da? Nu mai au voie să facă reclame la jocuri de noroc, nici în presă, nici la televizor, nici la radio și nici online. De asemenea, nici panouri publicitare în apropierea unităților de învățământ nu vor mai fi cu jocuri de noroc. Sunt prevăzute amenzi de până la 15.000 de euro, iar o avocată bulgară spune că toate aceste schimbări sunt pozitive, dar măsurile astea nu vor duce la o reducere imediată a dependenței de jocuri de noroc. Va fi nevoie de timp pentru a se ajunge la asta. Iar noi ne-am gândit să vorbim pe această temă cu prietenul nostru, sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața, Gelu! Neața! Bună dimineața! Gelu, lămurește-ne, te rugăm, cât de mare este, de fapt, impactul publicității în rândul jucătorilor? Adică, odată ce ai acest viciu, te mai influențează că vezi reclame sau rostul acestor interdicții este doar de a proteja copiii sau pe cei ce ar putea fi racolați mai departe? Bun. Știți, nu putem să băgăm toți consumatorii în aceeași oală, pentru că avem foarte mulți consumatori ocazionali care nu sunt dependenți, să zicem așa, dar corect, care sunt motivați de a juca mai des și din cauza reclamelor. Uh-huh. Da? Cât la sută contează, aici e o mare discuție. Însă, cu siguranță, reclama are rolul ei de a atrage și, cum să spun, de a stârni curiozitatea și de promit câștiguri fabuloase, milionul de euro, mașina nu știu care, gagica nu știu care, da, da. Pentru că, uite, da, de multe ori cei care promovează jocurile de noroc sunt influenceri, da, și persoane publice și așa mai departe. Da, de toate lucrurile astea, bineînțeles că ele contează. Însă, nu sunt, cum să spun eu, cele mai importante lucruri, ci mai degrabă mirajul ăsta de a câștiga slaba educație financiară, știi, modul în care noi ne raportăm la câștigul imediat și așa mai departe. Repet, sărăcia este una dintre marele probleme pe care ar trebui să le rezolvăm sau ar trebui să le avem în vedere dacă vrem să scădem cu adevărat numărul de consumatori de jocuri de noroc. Deși ăsta este, până la urmă, un viciu și este și un viciu al multor oameni cu bani. Și e cu atât mai greu explicat. Oamenii cu bani, să știți că nu reprezintă. Deci ei lucrează joc, se duc în altă zonă, cazinouri și așa mai departe. Jocurile online și păcănelile, să zicem cum le numim noi, de popular, dar o să vedeți că ele sunt consumate de un anumit tip de public, cel care dorește cu adevărat să se îmbogățească repede. De fapt, ceea ce se vinde este mirajul îmbogățirii, da, da, foarte multe ori. Nu este entertainment-ul. Da? Entertainment-ul contează pentru oamenii cu bani. Dar ăla e entertainment. E un procent destul de mic din rândul consumatorilor. România are cam, doamne iartă-mă, dacă nu mă înșel, undeva în jur de 2 milioane de consumatori, da? Uh-huh. O cifră foarte mare, din care vreo 300 de mii de conturi online. Adică faptul că, da, noi consumăm și offline și online arată ceva. Da, dacă vă uitați, vedeți, știți că acum s-a dat legislația, legea în România, în care se interzice, da, aplasarea de astfel de puncte, de puncte de jocuri de noroc în micile localități și în micile, da, da, comune. Însă ei s-au mutat foarte mult în online, pentru că numărul, da, conform specialiștilor de consumatori, da, din online, se pare că se va mări până la 350.000, în viitorul 400.000, până la un viitorul foarte apropiat. Evident. Însă, cei care consumau ocazional nu mai consumă în momentul de față. Dependenții, da, s-au mutat. Acum, noi trebuie să ne uităm din nou, că noi nu facem nimic pentru dependenți. Noi nu avem stabilimente care să-i sprijine pe oamenii ăștia să se lupte cu acest viciu, cu această, corect, problemă medicală, că la urma urmii dependența
de jocuri de noroc se transformă într-o problemă medicală care are reverberații puternice și în zona socială. Sunt mii de familii distruse din cauza acestui fenomen. Însă, da, legiuitorul nostru, din păcate, sau statul nostru, din păcate, se gândește mai mult la banii pe care îi încasează și mai puțin la sănătatea publică. Personal, nu cred că noi vom avea modelul bulgăresc foarte rapid în România, dar ca să vă dau numai un exemplu și numai un argument, dar jocurile de noroc la noi susțin Divizia Națională de Fotbal. E multe multe campionate și echipe de fotbal și din Occident sunt susținute, din nefericire, în ziua de azi, casele de pariuri, care au, practic, cele mai mari bugete de publicitate în zona asta. 2,4 miliarde de euro a fost piața jocurilor de noroc în 2023. Da, e uriașă. Dar revenind la partea... Da, la aspectul psihologic al problemei, că vorbim mai devreme de oamenii cu bani care joacă ocazional... Cunosc oameni cu bani care joacă diverse jocuri și care în momentul în care pierd o sumă care nu-i deranjează teoretic, vor să o recupereze. De unde și vorba aia, mama nu mă bate că joc jocuri de noroc, mama mă bate că vreau să mă scot. În sensul că vrei să recuperezi ceea ce ai pierdut imediat. De ce apare declicul ăsta în mintea unui om care joacă? Deci un om care are foarte mulți... Nu contează. Ai un salariu, să zicem, de 10.000 de lei și tu ai pierdut 50 de lei. De ce vrei să joci și să recuperezi aia 50 de lei în următoarea perioadă imediat? Vă pot răspunde psihologii mai bine, dar există o teamă, cea mai importantă teamă pe care omul are... Da, adică sunt două temeri cele mai importante, teama de moarte și teama de pierdere. Da? Da. Acum, pierdere, asta înseamnă multe. Înseamnă pierderea celui drag până la pierderea statutului pe care îl ai, uite, banilor, averii, gagicii și așa mai departe. Uh-huh. Adică sunt multe. Da? Deci omul este înzestrat cu această chestiune. Da? Cu multe și multe altele. În momentul în care pierzi bani, logică, o iei foarte personal, pentru că tu te aștepți să câștigi, îți dorești să câștigi, vrei să fii învingător, nu vrei să fii un loser. Corect. Nu vrei să ieși cu capul plecat din joc, din sala de joc, vrei să ieși cu capul sus, deci am făcut mă și pe ăștia. Și atunci, de fapt, e dorința, nu neapărat banii aia îi vrei, tu vrei sentimentul de învingător, vrei sentimentul de putere. Mm-hmm. Dar, repet, aici vă poate răspunde mult mai bine un psiholog decât un sociolog. Însă, ce faci tu ca sociolog, comportamentul omului în societate, eu pot să vă spun doar că în momentul în care intri în sala de jocuri, de fapt, tu cauți, cum să spun eu, entertainment-ul într-un mod care să te împlinească. De fapt, ești un pic neîmplinit. Da? Adică ai multe alte probleme în alte zone pe care vrei să le echilibrezi prin... sentimentele pe care le trăiești atunci când lovești acele tastaturi sau când rotești acea ruletă. Mulțumim. De fapt, trebuie să te uiți mai mult la modul în care trăiești viața. E o mare problemă și va fi o problemă și mai mare. Mulțumim foarte mult pentru explicație. A fost alături de noi sociologul Gelu Duminic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.